Stă scris la lege și la mărturie. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 7, versetul 4, stă scris: Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere îmi saltă inima de bucurie. De multe ori cântăm la biserică sau fredonăm prin casă, la volan sau într-un mediu natural cântarea Poți să te încrezi în Isus neîncetat. Armoniile acestui imn ne reamintesc că Domnul Isus este demn de încredere. Dar cum rămâne cu aproapele nostru? Am putea avea încredere în cel de lângă noi? Oare mai există oameni demni de încredere? Societatea noastră este constituită pe premizele scepticismului, interogației și testării. Încrederea în oameni este un fenomen rar întâlnit. Mulți au tendința să se încreadă în lucruri și mai puțin în semeni. Probabil că experiențele din trecut. Ne fac să fim rezervați în fața unor relații noi. Pe de altă parte, ar fi greu să gestionăm sentimentul că nimeni nu contează pe noi. Sentimentul inutilității personale ar fi copleșitor. Ne-am dori ca oamenii să manifeste un minimum de încredere în noi. Regula de aur ne salvează din acest blocaj al barierelor interumane. Citez tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Am încheiat citatul Matei, capitolul 7, cu versetul 12. Pentru a primi ceva, e bine să începem cu primul pas, să oferim încredere. Tinerețea și lipsa de experiență transmit mesajul că ar fi bine să fim rezervați în a-i încredința o slujbă sau o sarcină de îndeplinit unui tânăr. Neîncrederea noastră în ceilalți pleacă deseori de la nesiguranță cu privire la propria persoană, acolo unde considerăm că nu suntem în stare să facem acel lucru, nici altuia nu-i dăm posibilitatea să încerce. Să nu uităm că unii oameni erau rezervați față de Domnul Isus și mai ales față de proveniența sa socială. Citez: Nu este acesta Templarul, feciorul Mariei? Am încheiat citatul. Și găsea o pricină de poticnire în el. Marcu, capitolul 6, cu versetul 3. Apostolul Pavel își asumă riscul încrederii în credincioșii din Corint. Mântuirea noastră a fost realizată de o persoană, pe care mulți o considerau de neîncredere. Recunoaște în rugăciune momentele de neîncredere în oameni. Apoi, gândește-te să încredințezi unui tânăr o sarcină de îndeplinit.